chiar în acest loc din primăvară va începe construcția unei fabrici de ulei. Investiția se întinde pe o suprafață de 29.000 de metri pătrați. Investiția aduce în același timp locuri de muncă pentru giurgiuveni, dar și mulți bani la bugetul local. Dacă fabrica de ulei aduce bani la bugetul local, și zona liberă va beneficia de câteva mii de euro pe lună de pe urma concesionării terenului către investitorul dispus să-și mute afacerea în zona scutită de taxe. În luna decembrie am reușit să concesionăm această parcelă de teren de 29.000 de metri pătrați unei firme, după o licitație la care au participat de fapt patru societăți comerciale, dar una a fost desemnată câștigătoare. Și după cum am spus și la televiziunea dumneavoastră, la emisiunea Audiența, aici se va construi, se vor pune bazele unei fabrici de ulei. Asta intenționează firma care a câștigat licitația să construiască, evident pe fonduri europene, pe un proiect de fonduri europene. Pentru cât timp ați concesionat acest teren? În genere concesionăm terenuri pentru 49 de ani, deci și acesta tot pe aceeași perioadă a fost concesionat. Avantajul firmelor care își desfășoară activitatea în zona liberă este că nu plătesc taxe la stat pentru produsul finit. Zona liberă Giurgiu se întinde pe o suprafață de 160 de hectare. Agenții economici care își desfășoară aici activitatea ocupă 60 de hectare. Din totalul suprafeței zonei libere Giurgiu, 40 de hectare sunt împădurite. 20 înseamnă doar diguri. Spre concesionare către investitori au mai rămas, conform spuselor directorului Răzvan Cuc, circa 15 hectare.